Ce al sistemelor computerizate și a impactului acestor asupra societății, când ne vom decide asupra depășirii sistemului actual al rarității din sistemul monetar și ne vom concentra pe maximizarea invențiilor tehnologice, creând o abundență pentru toți oamenii planetei, tot vor fi desigur nevoie de tehnicieni umani care să lucreze în interiorul sistemului, îmbunătățindu și supraveghindu-l. Îi putem considera echipe interdisciplinare. Acestea vor supraveghea și vor orienta sistemul și proiectele de cercetare în continuarea creșterii eficienței și evoluției sociale. Într-un sistem optimizat, numai mult de 5% din populația lumii va fi necesară pentru a opera acest sistem. Cu cât mai optimizată și mai puternică va deveni tehnologia noastră, cu atât acel număr se va reduce. Se va lucra în domenii științifice relevante pentru funcționarea societății. Desigur, mulți care aud de asta se întreabă ce se va întâmpla cu democrația. Cum voi participa la acest sistem? Alegem echipele interdisciplinare? Într-o economie globală bazată pe resurse, conceptul arhaic de politicianism și alegeri nu are nicio relevanță sau bază. Deși această națiune sperie mulți oameni, trebuie reiterat că problemele noastre în viață sunt tehnice și se adesează umanității ca un tot. Trebuie să recunoaștem că Așa numită democrație de astăzi este doar o iluzie. Întotdeauna a fost. Oamenii cred că au de ales în sistemul actual pentru că pot apăsa un buton la mașina de vot și aleg o persoană preseretată la putere. Odată ce această persoană este la putere, publicul nu mai are nimic de spus. Ați votat voi pentru programul spațial, pentru cabinetul noului președinte, pentru reducerea de taxe, pentru autostă sau electricitate? Ați votat voi pentru războiul din Irak? Nu, nu ați votat. Atunci, unde ați participat? Actuala democrație este doar o glumă crudă. Jocul a fost folosit să dea publicului iluzia controlului în decursul a enumărate generații, în timp ce distorsionatul sistem monetar al oamenilor din vârf continuă să facă orice doresc. Niciodată nu a existat o democrație adevărată în nicio țară din istorie și nici nu va fi vreodată, atâta timp cât sistemul monetar va fi funcțional și realitatea este perpetuată. Cum va participa o persoană în sistemul bazat pe resurse? Mai întâi, cum ați defini participarea. Adevărata participare în societate se rezumă la a înțelege cum funcționează societatea din punct de vedere tehnic. Primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană este să interacționeze cu baza de date centrală care va veni sub forma unei pagini de internet la care fiecare persoană de pe planetă are acces. Se va introduce propunerea. Baza centrală, prin cunoștințele istorice și totala integrare a tuturor domeniilor științifice, va analiza conceptul din punct de vedere științific și tehnic și va optimiza materialele necesare bazate pe înțelegerea curentă și disponibilitățile avute. Dacă propunerea este acceptată de baza centrală de informații, fie o va pune imediat în producție, dacă este vorba despre o invenție, fie va fi trimisă echipelor interdisciplinare care vor supraveghea implementarea noi propuneri și vor orienta sistemul. Persoana care a emis propunerea va deveni o parte a echipei interdisciplinare relevantă pentru idee. Aceste echipe nu vor fi fixe și vor evolua mereu în baza a cine vrea să participe pentru un anumit domeniu la care dorește să contribuie. Aceasta este o adevărată votare, bazată pe ceea ce o persoană a făcut, nu ceea ce spune că va face. Frica publicului pentru corupția tradițională nu va avea nicio bază, pentru că nu există nicio răsplată echipele interdisciplinare nu sunt plătite niciun fel, pentru că rolul lor este de a extinde umanitatea și răsplata lor constă în cea contribuția lor la societate ca întreg, pentru că și ei beneficiază în mod direct. Aceasta poate fi foarte greu de crezut pentru cei care sunt complet îndoținați de sistemul monetar și care consideră că banii sunt singurii motivatori care există. În fiecare zi, în toată lumea, milioane de persoane se oferă voluntar pentru binele comun. În 1992, un studiu Gallup a arătat că mai mult de 50% din adulții americani s-au oferit voluntar cu o medie de 4,2 ore pe săptămână, totalizând 20,5 miliarde de ore anual. Acesta este un triumf incredibil pentru spiritul uman colectiv. Chiar în interiorul unui sistem egoist general din sistemul monetar, oamenii toți s-au străduit să se ajute reciproc și s-au dărăit societății fără răsplată. În viitor, cei care aleg să lucreze în sistemul cibernetic o vor face pentru că este o onoare să servească umanitatea. Vor înțelege că este în propriul interes să caute bunăstarea umanității. Răsplata într-o economie bazată pe resurse va fi continua îmbunătățirea societății pentru toți. Deci participarea este deschisă tuturor, pentru că toate problemele sunt fundamental recunoscute ca fiind tehnice. Gradul în care o persoană contribuie se bazează pe educația acelei persoane, pe abilitatea de a crea și pe capacitatea de a rezolva probleme. De aceea, extinderea educației este critică. În societatea de astăzi, publicul este neinformat și ținut cât mai jos posibil. În acest fel, guvernul poate menține controlul. Într-o societate bazată pe resurse, scopul educației este de a produce cea mai inteligentă și conștientă ființă umană posibilă. De ce? pentru că toți au posibilitatea de a contribui, afectând foarte mult evoluția noastră socială colectivă, în mai bine și îmbunătățim viețile tuturor.